Dați în voie să vă reamintesc pentru ce sunt astăzi și nu numai astăzi, ci de câteva bănuiți. Pentru faptul că am îndrăznit să-i ajut pe părinții unui prieten bun al meu să-i viziteze fiul cu suma de 20.000 de euro. Admit acest lucru, într-adevăr am făcut-o și dacă s-ar pune problema să fac pentru un alt prieten al meu atât în aceeași situație, voi face-o fără timp de discuție. Să aveți o zi bună, mulțumesc! Dar știați că banii au ajuns la domnul Cioban? Cei 20.000 de euro i-am trimis eu, prin fratele lui, părinții mei. Domnul, când s-a materializat domnul Tănațiu la domnul de la Seriu, ce pentru că? Săptămâna aceasta. Nu Seriu, ci pe domnul Conga și pe domnul Mare. Eu nu am treabă cu instituția pe care o apreciez. Am treabă cu conducătorii, scuzați cacofonia, cu cei care conduc această instituție, zice domnul Folda și domnul Mare. Acești domni au înființat la cererea expresă, probabil, ca să nu-mi explic, a domnului Traian Băsescu, o echipă alcătuită din 40 de oameni, sub comanda domnului Pintilie, care se ocupă de coordonarea atacurilor împotriva mea la nivel și a instituțiilor pe care le dețin. Mă refer ANAF, parchet, instanțe și alte instituții. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă instanțele sunt, mă rog, sunt victima unui partid politic, credeți că din demersul dumneavoastră va da succes? Vă rog să mă iertați. Eu nu sunt victimă. Mă rog, așa... Și sper să nu sunt. De ce nu ați participat la audierea domnului Popa? Mulțumesc. Mulțumesc.